Salutare, bă băieți, și bine ați venit la un nou episod din Stați Agent Simulator. Bă băieți, după cursul de episodul anterior, am luat mașina, mi-am schimbat mașina, am luat ceva case, cred că l-am mai luat cu casele, am luat mașinuța asta și case, nu știu, le avem numai astea de pe aici, avem 2, 4, 6 avem, nu? A, și mai aveam una de mobilat, care trebuie să o mobilăm, care trebuie să o mobilez acum, bine, dar prima dată și prima dată mergem după, să că avem pe doamna aici care se pare că e cam, ne-ați zis ce zice, bună, cum a fost ziua ta? A fost grozavă, așa cum a fost? Securizat, a fost bine? A fost grozavă, așa cum a fost? M-am gândit toată ziua la tine? Poți să-mi dai niște bani, o am ceva în minte, ce ai în minte? Să facem copii, nu am foarte mult, hai să mergem în dormitorul nostru, hai să vedem cum te vine, nu pot, dragă, mă doare capul. Asta tot o doare capul, nu vrea să facă nimic, adică nu vrea să vină în dormitor, nu vrea să mică, bun, e unul ceasul. O lăsăm venind după aia la ea, că pe asta doare pe nevastă sau ăsta, în continuu. Hai, nu am luat încă, mergem la notă aici, în partea asta, să luăm chiriile. Avem de luat chirii și parcă avem și unul pe aici, avem unul pe partea aia, avem câteva chirii de luat, hai să luăm de la toți, bună ziua, Bogdan, ai pregătit? Eu nu am bani, o să plătesc chiria mai târziu. Ce urmă așa ceva? O să plătești chiria. E bine, sunt un falit. O să plătești chiria. Mă voi gândi asta mai târziu, dar nu acum. Hai să vedem. Ne vedem mai târziu. Mulțumesc. Bun. Deci băiatul ăsta nu mi-a dat chiria. Trebuie un avocat. Ați văzut, nu? Deci am început să nu dea asta pe aici, în bikini. Laurențiu. Mulțumesc. Mi-a dat chiria Laurențiu. Mă duc acum direct la avocat acolo. Eduard, bună. Chiria, mi-a dat-o și mă duc direct la avocat acolo, fiți atenți unde mă duc acum să iau eu pe Deni avocatul, care e aici, cred că am descoperit deja aia, nu? O am aia cu avocatul, nu? Ia să de aici, un avocat, $500, $500 pe zi, îi? Pe lună. Bun, ia să așa, bună ziua, domnule. Nu puteți, da, am judecat pe nimeni acum. A, nu poți da pe nimeni încă, pentru că o să mă duc mai târziu după chirie la bol. Bun, îl mai lăsăm. Dar mai târziu, pe el m-am dus. Bun, hai să luăm și banii de la doamna, de la Simona. Nu stai așa. Simona, e pregătit? Mulțumesc. Mă duc și la omul ăsta și eu... Bă, dar stai că eu am mai multe case, am 7. Cum de zi, nu pot plăti chiria. Îți voi da banii mai târziu, ai răbdare. Mai acordă-i puțin timp. Ne vedem mai târziu. Bă, de băiatule, dar nu mai vreau să plătească ăștia. Deci avem astea. Avem asta care, cred că am mobilat-o, nu? Am 2, 3. Mai am una mai încolo. Asta care, n-am pus-o în chirie. Nu stă nimeni aici. Am dat-o în chirie și nu dă banii numai a doua zi, da. Da, da, e bine. Bun. Mai am o casă care trebuie închirietă. Duc acum să o mobilez. Acum mergem să o mobilăm, cum avem una care e în partea... E asta de aici. Chiar unde suntem noi, nu? Dar nu e asta mare, mă. E aia din față, nu? E aia din față, da. Bun. Nu știu dacă dăm timp să mă duc până acasă și să fac chestia asta, deci nu pot să dau pe la judecată, nu mă duc mai târziu după bani. Bun. Mergem la birou dacă avem mizerie pe aici, ceva să aruncăm, nu avem nimica, bun. Băiatul meu stă bine, mâncarea, hai să mergem acasă și așa să întunece și mă duc dimineața, o să mă duc să facem treaba acolo. Doamna mea, unde-i? Aici undeva noi. Aici noi. Trebuie să-i aduc... aici are treabă. Am treabă de făcut, putem vorbi mai târziu. Ce faci? Va dura ceva timp? Ce doriți? Nimic, nu doresc. Să mă pun în pat pentru că nu mă plătește chiria. Deci am început să avem probleme cu chirieșii. Până acum n-am avut probleme cu chiria, dar acum se pare că avem probleme cu băieții. Dăm aici, pleacă doamna jos, să trezează unde avem punctul 168. Asta 300 costă, asta ce îi? Poți cumpăra un ziar pentru 5, așa, hai să luăm și ziarul. După aia ăsta, să angajăm oameni, 500 îmi trebuie, asta o să facem după. Bun, unde e doamna, hai să vorbim cu ea. Iubito, ce faci? Mă uit la tine, aștept de frumoasă, spălvațele, nu mă...
ține ocupată, bine mă duc cu care nu, ți-a mai rămas ceva bani, voi bani, nu, las o baltă, las o baltă să facem ceva special, acum ce vrei, la un copil, e fierbinte, nu e așa, de ce nu te dezbraci, vezi cât de obosită sunt, nu astăzi, bine, bine, e fierbinte, azi e fierbinte, mă, și nu, și că astăzi nu, bun, mă duc chiar să iau chiriile, după aia vin să mă duc, după aia să iau, să iau mobila. Bun, hai să mergem la băiatul ăsta. Ăsta cred că m-a plătit. Nu, ăsta nu m-a plătit, nu? Bună, Bogdan? Îți spune că e astăzi. Cum, dragi, nu pot plăti chiria acum? Doi da banii, trebuie eu așa, trebuie să plătesc chiria. Chiar vrei chiria acum? Nu pot să-ți dau banii. Poate că pot să-ți plătesc mai târziu. Să dau în judecată dacă îmi plătești, din asta pleacă din casă. Asta bă, am alte lucruri de făcut. Nu miros timpul cu tine. Spune că o să te dau în judecată. Vedem la tribunal. Ne vedem la tribunal cu băiatul ăsta. Deci băiatul nu vrea să plătească chiria. Am plecat, îl lăsăm așa. Bun. Mă duc la avocat oricum acum și să vedem ce spune avocatul. Deci nu vrea să plătească. Laurențiu, tu plătești imediat. Mulțumesc, o plătit. Laurențiu, Laurențiu, e bun, bun. Omul ăsta, Eduard, iară plătește. Mai am câțiva oameni pe partea aia, mai am unul care nu vrea să plătească, mă zic dacă am plătit, dacă am plătit, dacă vrea să plătească, după aia mă duc la avocat. Deci aici mai avem încă trei, pentru că am închiriat ultima casă, care n-am la banii tura trecută, dar acum Simona asta iară plătește. Mulțumesc. După aia la avocat, după ce iau tot, dacă îmi plătește, dacă îmi plătește și ăsta. Deci ăsta, e poftiți bine închiria. Mulțumesc. Și ăsta parcă nu vrea să plătească nici ăsta, așa-i? Daniel, bună ziua. Poftim, mulțumesc, bun, mi-a dat chiria. Mi-a dat chiria în afară de băiatul ăla. Ăla, mă duc acum, îl dăm în judecată direct. Avem 2, 4, 6 case, 7, care avem 7 normal, dar una trebuie să mobilăm. Aia o mobilăm după. Imediat o mobilăm. Mă stai să mă duc să-l dau pe ăsta în judecată. Și după aia mă duc să facem treaba. Bun, vorbește. Domnule, bună ziua, domnule, bună ziua, ce faceți? Bună, sunt bine, tu ce faci? Mulțumesc, domnule, cu ce vă pot ajuta? Clientul meu nu plătește chiria, vreau să-l dau în judecată, deocamdată nicio problemă. Așa, Bogdan, trebuie să plătiți, așa, cheltuielile de judecată, vă zic. Îmi pot permite asta, aici sunt 300 de dolari, deci deschide cazul. Iar la 300, bine, ce procesul dumneavoastră? Bun. L-am dat în judecată. Bun, mergem acasă. Aici. După la birou să vedem dacă avem ceva de adunat de pe aici. Uite, avem. Pap, gunoi. Asta îi hârtie. Asta îi cutie de metal. Și asta îi sticlă. Bun, punem și sticla aici. Și acum frumos mergem. Luăm mașina, mergem să cumpărăm ceva mobilă. Să mobilăm și casa aia, să o pun și pe aia la vânzare. Ce mașină mișto că avem, ia uitați-vă. E super mișto cu mașina asta. Bă, după aia să începem să luăm și o mașină de cursă, să vedem dacă facem treabă cu ea. Facem o cursă, mai facem ceva, cred că o bampă acolo. Asta o să vedem după. Uuuu, pune frână încet, 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 tata. Bun, ce merge mașina, bă. Bun, aici. Am plecat. Bună ziua, Alexandra. Vreau să cumpăr mobilă nouă. Bun, începem prima dată de la mese. Vreau masă, vreau. Dăm și o masă de asta. Sau poate chiar două. Două. Trei. Asta o vreau. Scaune. Trei. Patru. Cinci. Șase. Șapte. Opt. Dăm opt așa. Decorații. Opt. Dăm una. 20, dăm și noi asta 11, dăm și de astea 12, 13, plante 14, 15, potoli 16, 17, dăm și unul de asta 18, paturi, vreau un pat dublu, altele, dăm de astea una, două, dăm și un dulap de să se pună în cameră, un ceas, ce se mai pun pe acolo. Dăm și
Unul de ăsta. Masă de asta, curzi pe bătărie, un frigider. Și cam atâta. Am plecat. Pentru că astea mi-intră toate aici. Asta mi-intră, câte mi-intrau? 45. În aia altă mi-intrau 13 sau câte mi-intrau? Nu, 15. 15 mi-intrau în mașină, celălalt ce am avut în cea veche. Asta intră tot ce vrea mușchiul tău. Iau ce e aici. Plăcea dacă puteam să iau mai multe, știi? Bine, ieși din una în una, dar aici nu durează. Dacă mergi în casă să le duci, acolo mai durează mai mult, știi? Era mișto dacă făceau și ei să iei mai multe odată. Să ai un mic inventar, știi, la tine. Ceea ce nu este. Inventar nu avem. Nu dau câte am luat. Sper că am luat multe. Și pe asta. Da, pe băiatul ăla am judecată. Pe Bogdan, așa tot. Câte am luat? 26 am luat, am luat destule bun. Am întors mașina și am plecat. Stai acolo, domnul. Nu după pe aici. Unde e strada, unde am casa asta, așa să punem aici un semn, să știm unde mergem. Am dat nitru. Uita că am nitru. Ia uitați. Ce merge nitru. Aici e casa, nu? Asta e. Da, 22. Facem așa, să luăm, să mai fie acolo, bun, deschidem ușile și luăm patul. Patul, îl iau și îl pun. Oh, dar ce e aici? Mizerie în casă. Stați așa că aici avem mizerie în casă, mă băieți. Eu am făcut curat aici, mă. S-a băgat cineva aici, ce să-l dat aici? Patul trebuie dus sus, normal. De gândaci. Dar să știți că eu, dacă nu ți-am minte, am făcut curățenie aici, dar nu știu ce a apărut iar toată mizeria asta pe aici. Nu știu. Bun, luăm patul, nu e patul. Mai ultimul patul, că... Bun, patul îl punem aici frumos, aici îl punem. Așa. Ce, nu intră patul aici? Da, că-l pun aici lângă geam, uite așa. Pat, bun. Acum luăm din mașină frumos. Vreau să le pun. Pentru că asta o punem sus. Vreau să dau și pe asta închirie mâine, știi? Trebuie să întoarcem asta, nu? Sau era bine? Era, cred că era bine. Era bine cum era, uite așa. Ne moveoz aici. Asta. Așa. Aici să pun un fotoliu mare. Are și pe ăsta băiatul ăsta aici. Îl pun sus aici să-l aibă băiatul aici fotoliu. Așa. Bun. Aici. Masă care o să vină. Aici nu știu, bucătăria, ce o să văd aici, aici ce e, aici e baia. Bucătăria o să fie acolo, masa am să o pun. Știu, bucătăria o fac aici, masa o pun aici, uite așa. Le pun masa aici, uite așa. Pa. Scaune. Scaune acum aici la masă. Normal. Le mâncă unul aici. Mai le-am de aici încă două, mai avem două. Nu, aici. Mesaj. E de la avocatul ăla, nu știu cine e. Să vedem. Ia să vedem. Mesaj. Este mașină nouă disponibilă. Mașină. Mașină nouă.
tot bagă mașinile acolo, dacă ați observat acolo, tot timpul a spus o să bage mașinile, că pune acolo, tot timpul o să bage mașinile. Bun, ceasul ăsta am să-l pun și ăsta pe undeva, uite aici. Mă trebuie pus invers. Să vadă omul cât e ceasul. Bun. Ce mai avem pe aici? Un frigider care am să-l pun. Aici. Ce am mai luat la omul ăsta? I-am mai luat o frigider, i-am luat ăsta de bucătărie, dulapul ăsta care o să-l pun. Vreau merge acolo, îl pun aici. Așa. I-am mai luat ăsta care o să fie pus. Cred că am să-l pun sus, ia să vedem. Merge sus, aici sus nu prea merg astea în alte. Îl pun aici, uite așa. Așa. I-am mai luat colțarele astea două care o să le pun aici, în colțul ăsta. Sau unde le pun? Astea. Le pun aici. Uite, unul aici. Și unul îl pun lângă, dacă merge și o masă, ar fi super. Mișto că aici, în mijloc, știi, dar nu cred că mai merge. Știu, să vedem. Măsuța asta. Merge, merge. Bun, l-am de aici. O floare de asta, o pune și pe asta. O pun sus aici, de floarea. Scaunul ăsta. Dat un scaun care am să-l pun și pe ăsta. Uite, punem aici să mai aibă un scaun dacă vrea. Are mai mulți oameni. Dar o să pună scaunele. Am luat măsuța asta care o să o duc sus. La colțarul ăsta de aici o să pun aici în față. Aici punem, așa, lângă de aici, asta. O să o pun aici. Bun, ce mai trebuie? Lumina. Asta care am să o pun. Pun aici. Deci să aibă omul lumine și în bucătărie. Partea aia acolo. Floarea asta am să o pun sus. Cum sus, stă bine sus aici astăzi, dacă avem unde. Dacă o pun aici, n-am unde. De aici, dacă o pun așa. Arată mișto acolo. Bun. Masa asta, măsuța asta, am să o pun sus. Cred că sus. O punem aici. Să mai aibă aici o masă. Aici, aici am pus de toate. O să pun dulapul. Și dulapul ăla aici o să vină jos, că nu, sus nu merge. Și am să pun jos asta aici, uite așa. Bun. Și dulapul ăsta. Vine cu acela. Am să-l pun. Îl bag aici. Până aici putem să facem bucătăria. Cele mai bine. Da, lăsăm așa. Bun. Și am plecat cu băieți acasă. Are aici. Dat o mașină și am plecat. O să luăm pe strada. Asta. Luăm în dreapta, nu? Păi în stânga, parcă așa era ceva de genul. Mă gândim nimeni pe drum pe aici, numai noi. 2 mitru. Da, acum am ca așa tare în drum, acum. Dar țin, fiți atent, țin nitru apăsat și nu... Cum a intrat? A intrat, l-a dus, l-a dus tot. Dar și-a oprit viteză. Bun, am parcat aici. La jos. Dăm la cățel să mânce. Și ceva puncte de alea. Bun, am mers acasă. Doamna mea e pe aici. Punem pe băiat la culcare. Pune mașina, mașina, casa la vânzare. Ce zice și avocatul? Trebuie să mă duc și pe lui Blagul, am primit iar un mesaj ceva. Iar s-o, ceva mașină nouă. Impozit, mult îmi ia impozit. Cu impozitul ăla mă omoară. Bun.
Stai așa că am vrut să intru aici, că am un mesaj. Era mașina nouă. Astăzi e ziua războiului de depozite. Vreau să vizitați. A, au început. Astăzi avem la bun. Mergem. Stai așa că mergem acolo. La prima și prima dată, stai așa să iau ăsta de aici. Să nu se iau containere. Containerele alea le iau. Mergem să luăm banii. Trebuie să-mi iau o, de asta acolo contabilă. Pentru că contabilă e tare bună. O să-l scuz afară, nu? Pare că da. Ai judecată, ce-i cu el? Nu e aici. Cred că l-o fi scuz afară, nu știu. Deci erau trei case, să iau bani de la trei oameni, nu? Aveți chiria, da, mulțumesc, bun. Nu ăsta m-a plătit. Ăsta din față o plecat. Asta vreau să o pun la vânzare și pe asta. Stați așa să vedem ce e aici. Facem curățenie. Ia uite ce mizerie m-a făcut aici. Și asta ar trebui mobilată, dar nu mai mobilez acum. O dăm așa cum e. Bine, cu tot că e mai mulți bani, știi? E mai mulți bani dacă e mobilată. Dar nu mai stau acum să mă duc și la asta, că o să am treabă cu containerele alea. Ce pe licitațiile și aia îmi place acolo. Și n-am timpul, că deja e 11 și timpul trece repede aici, dacă ați observat. Ce repede trece timpul. Deci imediat se face noapte. Aici și dăm pe gândaci ăștia, că ăștia sunt ultimii care mai facem negoțiune aici. Gata. Bun. Licitație deschisă. Bun. Deschisă alea. Bun. Atunci mergem. Bun. Pe partea cealaltă mă duc să iau banii și de la oamenii ăștia. Le avem aici pe alții care trebuie să plătească. Am doi pe aici, nu? Nu știu, uite ca să mai am în... Mai am case, deci... Ăla încă nu pleca de acolo, mai am o casă care o pun pe asta în vânzare. Două case trebuie să mai pun în vânzare, cam și am 7. Deci la Simona asta, sigur, sigur, tot timpul dau banii. Mulțumesc. Și mai mergem la băiatul ăsta de aici. Asta nu e a mea. 24 lei. Bă, da, mă, dar uite, a plecat omul. Trei case, mai am. Aici era cineva, mă. M-a lăsat mizeria aici, iau ce e aici. Sunt curios cu alea mobilate. Cu alea mobilate ce se întâmplă? Eu, cu alea mobilate, știi? Ce-a făcut ăsta aici, mă? Sunt curios cu alea mobilate. Alo, bă, daci. Bine, că pune 0-0 aici, ăștia, nu știu, cred că aici au rămas ăștia pe aici. Nu mai avem mizerie, pune, bun. Mai am pe ăsta aici, deci avem 203 case de date, acum le dăm. Bună ziua, Daniel, bună ziua. Mulțumesc. A, stați așa că nu, păi de ce să iau? Pentru că eu acum mă duc la containere și la containere găsesc mobilă. Și așa, atunci, dacă ăsta, bine, dar nu știu dacă mai, să vedem acum, stați așa, să mergem acasă la birou, le pun alea direct acum la, le punem direct ca să nu mai avem treabă și punem la containere. Dăm la mail aici ce avem sistemul, astăzi zi de sărbătoare, așa, am citit asta, dăm la web și dăm la casele astea care trebuie băgate, străi, casă numărul 6, care asta o băgăm cu 3500, asta nu ce zice, e mult? Ui, cam mult. 3100, mult. 3000? E mult. 2500? Haide, mă, 2500 nu-i scumpă. Păi du-te acolo, mă, dar nu-i mobilat, aia, vezi? 2200. 2000. 1800. Bă, dar ce ești? Iată, mă, 1800 dau o casă. Ai văzut așa ceva? 2000, ia, e mult 2000. Asta e mult, 1800, ia și asta, 1800. Și asta, că asta, cred că asta e mobilată. Are mobilă, are tot ce vrea asta, 3500. Îmi zice că e mult. O zice că e ieftină. 6000. 5000. 5000. Bun, mă duc aici.
să iau mobil, să iau modul la licitație. Deja e ceasul 5. Am zis eu către cerul de timpul și uite-te, o să vină clienții și nu o să fiu acolo. Și bani avem să facem acum ceva treabă aici. Bună ziua, domnul. Hai să înceapă licitația. Dați drumul. Avem clienți acolo, n-am ce să fac acum. Dă-i tare, primul container. E a mea ăsta, 843. Stai că vin toți acum. 1365. 1800. 3400. Cât e? Până la urmă, la cât ajung? 3800. S-a ajuns la 4000 cu ăsta. A spus să-ți ce spune anul la 4000. Haide bă, că e a meu, gata. Bun, aici. E a meu ăsta, haide și ăsta. 1300, 1039. Ce faceți, mă, tăcereți? Fiți atenți aici, ce e aici. 2000, am luat și pe ăsta. Următorul, tot eu îl iau. 700, hai că vin ăștia. Să-mi plece clienții de acolo, 1400. Și la mișto să fi dat acum, ca să dimineața să mă să iau chiriile, știi, mă aveam ce mă bani. Nu știu cum taie astea, dacă pierd sau nu, că astea poți să și pierzi, normal să câștigi. Și poți să iei de mulți bani și să te duci în cap. 3000, hai că nu mai dai nimic mai mult, așa e, de 3400. Bă, cum ai dat asta? 3300, e gata. Asta, bă, nu mai stă cu minte cu mâna ei. Cred că mă duc în cap cu astea, până la 24.000. 1200. 1400. 1900. Am luat toate, am plecat. Mă duc că e 8, e sâmbătă, nu? Sau la 9, uite, am plecat deja, plec cu oameni de acolo la 9. Hai că e bine și uite, mai vine cineva și până la urmă poate facem vând, le vând. Apuc să le vând deasupra de bună ziua, domnul. Bună, amice, ce faci? Vreau să închinez casa 17 zile, 1800. Frumos buget, pregătiți-mi dat actele. Bun, asta am vrut. Bună ziua, doamna. 20 de 1800, vrei? Vrea și doamna, bun, hai să luăm de aici. Ăsta e plastic. Plastic. Și ăsta e metal. Știi ce vreau să fac? Să mai angajez aici un contabil ăsta să-mi scadă puțin. 200 salariu pe... Salariul 200, 400, 400, vreau pe Cristina, lăjați-o pe Cristina, de mâine începe, bun, o luăm pe Cristina să nu mai îmi ia atâta, că mi-a mult impozit, vreau să-mi iau mult acolo, ia și la cățele de mâncare, suntem doamna ceva ce, e pe aici, are treabă iar la calculator. Are treabă acolo, dacă mă să zic ce face, îmi zice, nu că am treabă, nu pot să vorbesc cu tine, sau mă duc că sunt obosită și nu pot astăzi, nu că dacă, zic, hai să facem copil, nu că îți trebuie bani, trebuie să fii bogat. Păi stai așa atunci, că nu facem treaba așa, zicem ce, o mașină nouă, ce e aici, avocatul. E felicitări, am câștigat cazul. Leajul pleacă, am trimis chiria neplătită în contul tău bancar. Ne vedem curând, casa numărul 7. Așa, bun, nu da banii, mă, că dacă nu, 28.000. Bun, am câștigat, nu da banii, bun. Avem casa numărul 7, care trebuie să obținem la chirie. Bun, avocatul așa mi-a dat, dăm în spate. Dăm aici, casa numărul 7, nu e mobilată, e ieftină. Îi dăm un 1800, e mult? Cam scumpă. 1600. Bun, poate avem norocul să... Ia să mergem până la birou. O venit, dacă a venit doamna, am aici o doamnă care e angajată noastră. Asta e hârtie. Hârtie. Și asta e sticlă. O să luăm bani acum. Bun. Avem pe doamna aici. Cristina, ia uite, o vin la muncă. Cristina. Cristina, contabilă. Ia uite aici. O să dau afară. Trebuie să angaja cel mult un contabil, deci numai unul poți să angajezi, două, să angajezi. Aici mă că nu vine nimeni și dacă, uite, vine asta. Soră salut, Cristina. Acasă asta e ieftine, vine, nu? Bună ziua, Ramona.
ne-ai venit casa, despre ce naiba vorbești, îți voi da o mie. O, că despre ce naiba vorbești, îți voi da o mie. Mai mai cu după spre ce naiba vorbești, hai du-te la plimbare, asta am cerut 5.000, asta cer puțin mai ieftin, hai să cerem mai ieftin, să cerem un 4.800, uite așa. Tot cu totul i-am dat, are și mobil, are tot ce vrei, bun. Asta, Ramona, bună ziua, casa 16 zile, 1.600, această casă este foarte ieftină, accept oferta, bun, ia, de aici și du-te. Acceptat, doamna. Avem 7 case, din care 7 case, una care nu e închiriată, restul toate. Asta o închiriat-o astăzi una, acum. Vreau să văd dacă vine ăla aici, să vină, să dau lăsa să mânce donuțul ăsta, să vină cineva să iei casa asta, că dacă nu, 45, 5, 7, am încă și ăsta, 81, încă și ăsta, nu mai am mâncare. Vine doamna, acum trebuie să mă să iau ce mâncare. Vorbește cu ea, Liliana, bună ziua, bine ai venit. 17, 4.800, 3.000 și ceva, respinge. Mă scuzați, Liliana, că ți-o dădeam, dar nu, nu-mi dai că trebuie pe ea și nu ți-o dau așa. Să luăm mâncare, bă, băie, să întreb mâncare aici. Iau tot de pe aici. Așa, nu avem ceva mâncare bună. Hai că a venit o doamnă, pare mai serioasă. Să mă o să iau chiria, că uite, deja e două ceasuri și poate nu-mi plătesc ea. Laura. Bine ai venit, Laura, 16 zile, 4.800, 3.000 și ceva, respingem oferta, Laura. Îmi pare rău, am crezut că ești mai serioasă ca doamna de înainte, dar se pare că nici tu nu ești serioasă. Îți dăm o save aici. Problema e că cred că dacă nu mi-ai iei chiria acum, s-ar putea să pierzi și nu vreau, n-aș vrea să pierd chiria, știi? Dar nu vine nimeni să iei casa, mă, de 3.500, 3.000, nu 500, că e mai mult, nu 3.800 sau cât e casa, cât o dau. 4.800, mă, mă vine cu o doamnă, asta doamna mai în vârstă, ar putea să vrei doamna, ia să vedem doamnă, 4.800, doamnă, bine, bine, ce te poate ajuta, 4.800, oh, ieftin, pregătesc haine, actele, uite, doamnă, vezi, că e ieftină, ce eu vreau să o iei, bun, ai văzut, nu? Om serios. Care dacă vreau să o iei, vine și ea direct, nu să zicem, e prea scumpă. Casa numărul 7, am închiriat-o acum, da. Nu pot să, da, să iau banii, Daniel. Ai pregătit banii, mulțumesc. E bine că avem avocatul. Cu avocatul am și primit banii înapoi. Toți ce am pierdut azi, nu? Am pierdut tot casa asta, că cere asta pe ea. Pare cam mare. Mă renunțat o zi bună. Lasă că iau altă dată, acum nu trebuie că e prea scumpă. 20 și nu știu cât de mii. Băi, băiatule, cere cam mult pe o casă, nu? 20 și mai bine. Dacă e aproape, v-am spus, dacă se aproape de școală și aproape de oraș, casele scumpe. Dacă nu, nu sunt așa scumpe, dar dacă se aproape de școală și de astea, poate să fie și asta, uite de aici. Dar dacă e aproape de școală, Simona, ai plătit banii, bun, asta am băgat-o acum, nu cât de curând, în chirie, nu-i de mult. Doamna de aici, Alexandra, nu, pe Alexandra, pe Simona o am de ceva timp, nu, parcă. Și domnul de aici, Daniel, am venit pe chirie, bun, Daniel, ați plătit toți. Îmi place de voi că ați plătit toți chiriile, sunteți toți la zi, suntem în regulă. Avem 42.000, Cristina, cât e? Prea mare o zi bună, prea mare, 39.000. Tu, casa e mare, frumoasă, da. Prea mult. Prea mult, prea mult cere și nu... Nu știu, mai târziu pot să o iau, dar acum, acum la început, n-ai de unde să-ți plătești să-ți apă o casă. Să ne uităm cu nevasta aici la un film. Bună, dragă, ce faci? O să mă la un film, poți să îmi ții companie? Bun. Hai să ne uităm la un film. Ce punem, dragă? Punem ăsta romantic? Kid King Movies. Ia uite cum sună așa, vorbim aici amândoi, ne uităm la film frumos. Asta dispare, că asta cam m-am uitat tot la film și am spus că să uite și după ce m-a ridicat de aici, nu merea lângă mine, deci am și plecat. Poate măcar acum a stat ea. Nu, a stat. Bună ziua. Ce faci? Mă plictisesc. Un film, te uiți cu mine la un film, dacă te plictisești. Hai să punem. Uite, punem pe ăsta, pe Titanic, te uităm la Titanic. Nu știu dacă vreau să uită la Titanic, asta, că v-am spus eu asta, că să uită și după aia
O ia. A, se te poate place. Ce zice? Tainic frumos, elegant. Îți place, doamna? Ți-a plăcut? 78. Oh, ai fugit. Asta ți-a plăcut, ai și fugit. Bun, sper că v-a plăcut și episodul de astăzi. În curând o să apare și Semerea la vânătoare. Și până data viitoare vă salutați și ne vedem în următorul episod. Pa, pa.